Stefania, la câteva zile după ce ai părăsit competiția Survivor, vorbim cu tine chiar aici, în Republica Dominicană. Sper că te-ai odihnit, că ești bine. Cum te simți? Sunt bine, m-am odihnit. A trecut greu prima noapte, n-am putut să dorm prima noapte. Am stat mult pe gânduri, mult, mult și eram gânditoare, dar până la urmă am adormit. A fost bine în pat, am adormit și m-am trezit. Cât am adormit de târziu, atât de repede m-am trezit. A fost un somn rapid. A fost trecerea asta ciudată de la fi în camp, a fi scos din viața reală, să revii la viața reală, e puțin ciudat pentru început, să te repui așa pe tot, normal. Efectiv, dorm cum am dormit în cabană și acum, înainte dormeam cu pernă, acum nu mai dorm, adică m-am obișnuit fără, în cabană îmi puneam bandana pe ochi ca să nu mai vină lumina, la prima ora dimineții era lumină și acum îmi pun și în cameră, îmi pun la fel bandana, că m-am obișnuit, parcă să dorm cu ea, a devenit o obișnuință. Acum am avut mult timp în care să fiu cu mine, să mă gândesc și mă gândeam uneori, chiar am fost și eu uimită de mine cât de mult am rezistat și foametei și dormitul în ploaie, dormitul în frig, dormitul pe jos, dormitul afară, totul a fost greu, dar unic. Sincer, îmi doresc să câștige Nede. Nede să fie câștigătorul, acum nu știu niciodată, este la alegerea publicului și cum aleg oamenii de acasă. Oana, au trecut câteva ore de la eliminarea ta din competiția Survivor. Aș vrea să știu așa, la cald, cum a fost experiența pentru tine? Chiar a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea, fiind și prima competiție. N-am știut cum să mă comport altfel sau să dau mai bine. M-am comportat exact cum sunt eu și mi-a plăcut. M-a schimbat mult, mult. Mai mult decât aș fi crezut, de fapt. În ce sens? Cum te-a schimbat? Păi, înainte eram puțin, cum să zic, eram ocolită de părinți. Adică ei mă cocoloșeau foarte tare și nu mă lăsau să fac anumite lucruri. Credeau că sunt sensibilă, credeau că sunt puternică, dar nici chiar așa. Și am zis, bine, hai că mă înscriu la Survivor și o să vedeți voi ce pot eu să fac. Și acum mi-am dat seama. Dar te gândești așa înapoi, la parcursul tău, practic, în această competiție, ai schimbat ceva când te uiți înapoi? Păi, n-aș schimba nimic. Am stat și m-am gândit, pentru că am deja câteva ore și m-am gândit, oare puteam să fac altceva, să fie mai bine? Nu. Cred că am făcut bine exact tot ce am făcut și e bine să n-ai regrete. Ți-a lăsat urme pe corp Survivor? Că am văzut toți concurenții că... Mi-au lăsat mai multe semne decât aș fi crezut. Nici nu pot să mă spăl bine, nu pot să mă bucur de apă cum aș vrea. Am peste tot semne, am picioarele cu foarte multe semne, dar sunt semne de bucurie și de realizare și mă bucur mult. O să le port cu mândrie până se vindecă. Pe cine vezi câștigător în momentul acesta? Mai este foarte puțin până la finală. Da. Am doi preferați ca și câștigători și unul dintre ei este Blaze și celălalt este Delea. Au un suflet foarte bun. Sunt băieți atât de curați în inimă, chiar dacă e o competiție și am greșit fiecare câte ceva. Dar eu îi văd câștigători pe amândoi. Marian, proaspăt ieșit așa din competiție, aș vrea să știu cum a fost experiența Survivor pentru tine, la cald. O experiență unică, dură, extrem de dură, dar bună, benefică. Ce am învățat în această competiție, să acord și mai mare importanță familiei, prietenilor, chiar să mă bucur de lucrurile chiar importante din viață. Și poate din pe care acasă le vedeai mici. Da, tot timpul, domne, suntem așa într-o agitație și într-o fugă, totul se întâmplă pe repede înainte. Abia aștept să ajung acasă, sincer, bine, iubita mea nu știe, dar o să o anunț, că noi avem televizor în dormitor. Avem și sfragene, dar avem și dormitor. Și am zis, când ajung acasă, iau televizorul ăla și dau cu ele pe mâine. Deci în dormitor nu mai. Prefer să vorbesc, să citesc o carte, prefer să ne jucăm, să facem copii, că ne dorim și asta. Ce ți-a fost cel mai greu în această competiție? Șederea acolo, fai, Doamne, timpul trece foarte greu. Lipsa asta de libertate totală. Mă gândeam, măi, și dacă aș fi fost, Doamne ferește, la închisoare, mă, aveam 3 mese pe zi, adică știam, cu dejun, da, prânzul, da. Cina, măcar burta era din punctul ăsta de vedere. Măi, aveam un acoperiș deasupra capului,
nu muream de frig, nu mă ploua, nu dormeam în baltă, mamă. Și mănânci același lucru, orez cu cartofi. Da. Odată mănânci două linguri pe zi, odată una. Și faptul că nu ai posibilitate, adică, Doamne, ce viață frumoasă am acum, așa și mă gândesc. Îmi doresc ca un faimos, singurul rămas, să câștige această cupă.